Dacă în luna septembrie bătea vântul prin centrele de vaccinare deschise în județul Vâlcea, personalul care le deservește abia mai face acum față solicitărilor. Zilnic, peste 2000 de vâlceni se vaccinează anticovid, cei mai mulți cu prima doză. Așa se face că în fața centrelor de vaccinare se stă la coadă și câte o jumătate de oră, spre nemulțumirea celor care s-au programat online pe platforma de vaccinare. Suntem programați pe platformă de fica mea de la București, acum o săptămână, la ora 11, am intrat să întreb și o doamnă asistentă mi-a spus că trebuie să stăm la coadă chiar dacă suntem programați. Până ne-am gândit, până am mai socotit, am văzut că crește. Hai, doamnă, să ne injectăm, că asta e ultima soluție. Nu? Ne-a fost teamă de urmările vaccinului. De ce ați așteptat până acum să vă vaccinați? Eu sunt vaccinată cu două doze și el, Dabi, am considerat acum că trebuie să fie vaccinat. Ce ani ai tu? 15. Mulți înainte. Mulțumim la fel. Ai vreo teamă înainte de vaccin? Nu. Colegii tăi s-au vaccinat? Nu, am doar unul. Ce v-a determinat să luați această hotărâre acum, în ultimul moment? Eu fasta care este cu pandemia. Apogeul crește și numărul de infectați. Cele mai multe doze de vaccin s-au administrat în ultimele zile la centrul deschis în cadrul Liceului Tehnologic Forestier. Medicii de aici spun că n-au mai avut atâtea solicitări din luna aprilie acestui an. Ieri a fost un record. Au fost 574 de persoane care au venit să vaccineze la centrul forestier. Majoritatea, aproape egală, a fost totuși Pfizer-ul, puțin mai mare decât numărul de Johnson. Foarte multe doze 1 au început oamenii să conștientizeze faptul că e singura șansă să scăpăm de COVID. A mai fost așa coadă în luna aprilie. Din luna ianuarie și până în prezent, în Vâlcea s-au vaccinat peste 113.000 de persoane. Începând cu data de 28 septembrie, persoanele cărora li s-a administrat serul produs de Pfizer sau Moderna pot solicita a treia doză de vaccin.